Diplomați din 23 de state au fost prezenți la Suceava în perioada 15-17 iunie într-o vizită de documentare organizată de Ministerul Afacerilor Externe cu sprijinul autorităților județene. Din delegație au făcut parte ambasadori din Argentina, Algeria, Peru, Belarus, Egipt, Chile, Armenia, Pakistan, Cuba, Uruguay, Azerbaidjan, Mexic, Slovacia, Coreea, Nigeria, Irak, Iran, Turkmenistan, precum și reprezentanții ambasadelor Danemarcei, Braziliei, Ucrainei, Kazahstanului și Republicii Congo. Vineri la Palatul Administrativ, delegația s-a întâlnit cu reprezentanții ai autorităților și ai mediului de afaceri, sâmbătă și duminică. Aceștia au vizitat obiective turistice și religioase din marginea Putna, Boroneț, Vama și din municipiul Suceava. Vizita corpului diplomatic a avut drept scop promovarea potențialului turistic, economic și de investiții al județului Suceava. Protocolul arată că la primele întâlniri se schimbă cărți de vizită. Fiind prima noastră întâlnire, eu aș vrea să vă prezint stema județului Suceava, care este prima noastră carte de vizită și care, prin elementele sale, vă prezintă în mod simbolic trecutul nostru istoric, ce suntem acum când ne prezentăm în fața dumneavoastră și care sunt elementele care prefigurează viitorul acestui județ pe care îl vizitați. Mă alătur urărilor doamnei prefect și vă spun din partea Consiliului Județean, bine ați venit în județul Suceava. Ar fi vrut să vă întâmpine și domnul președinte a Consiliului Județean, dar este plecat la Viena într-o misiune diplomatică, un târg de foarte important de turism, foarte important pentru noi ca și județ. Vreau să felicit și să mulțumim Ministerului de Externe pentru această inițiativă de a aduce un număr atât de important de ambasadori aici la Suceava, să ne ajutați să promovăm zona, să promovăm orașul și vă mulțumim. Din punct de vedere al situației actuale din oraș, ne aflăm într-o fază de modernizare a orașului și vreau să vă spun că în ultimii ani s-au făcut investiții masive în oraș, în infrastructură subterană, supraterană, în obiective turistice, gen cetatea de scaun și alte obiective și sigur că acest proiect de modernizare a orașului continuă. În județul Suceava activează peste 14.000 de firme, având în mediul privat peste 66.000 de angajați din diverse domenii de activitate. Evident că, așa cum vi s-a spus, suntem pe primele locuri ca și populație, ca și suprafață, dar nu la fel în ce privește gradul de industrializare al județului. Și sigur că asta reprezintă pentru oamenii de afaceri din străinătate o oportunitate, mă refer la zona pe care o reprezint. Ministerul Afacerilor Externe organizează periodic astfel de vizite cu reprezentanții ai corpului diplomatic aflați în misiune în țara noastră.